sala unde se află expusă o copie a scrisorii județului Neacșu de la Muzeul Municipal din Câmpulung a fost locul unde elevii școlii gimnaziale Nanu Mușel, care au participat la proiectul interșcolar Copiii fac arc în spațiu și timp peste Carpați, au fost premiați. Scrisorile trimise omologilor lor din Brașov au fost expuse în holul muzeului, iar vizitatorii au avut ocazia să lectureze aceste mici bijuterii lingvistice. Bine ați venit la expoziția organizată de Școala Gimnazială Nanu Mușel, Școala Gimnazială numărul 11 Ștefan Octavian Iosif din Brașov și, desigur, Muzeul Municipal Câmpulung, gazda noastră de astăzi. În această expoziție avem cele mai bune lucrări realizate de copii din cele două școli, din Câmpulung și din Brașov, în cadrul acestui proiect inițiat de Primăria Câmpulung și care se numește Câmpulung 2021, Capitala Scrisului Românesc. În această expoziție puteți să vedeți scrisorile pe care le-au scris copiii și care le-au trimis colegilor lor peste munți. Desigur, sunt și cele patru scrisori din școala noastră și cele patru din Brașov care vor merge la primărie pentru jurizare și pentru premierea făcută de primărie. Iar noi astăzi ne-am gândit să dăm acestor copii care s-au evidențiat prin cele mai frumoase scrisori câte o diplomă. O diplomă din partea Primăriei Câmpulung, din partea Muzeului Câmpulung și din partea Școlii Gimnaziale Nanu Mușel. Toți elevii din cadrul Școlii Câmpulungene care au avut îndrăzneala să calce pe urmele județului Neacșu au fost felicitați și premiați. Este datoria noastră de Câmpulungeni să păstrăm această tradiție, pentru că cum s-a păstrat și până acum de la această scrisoare 500 de ani, trebuie să păstrăm și noi mai departe tradiția scrisului de mână. Consider că nu trebuie să ne uităm niciodată locul natal și istoria acestuia, iar în această activitate am scris scrisori prin care am arătat că acest document este foarte important atât pentru Câmpulung cât și pentru România și este unul dintre cele mai importante documente ale țării, fiind primul document atestat în limba română. Directorul Muzeului Municipal din Câmpulung a fost încântat de scrisorile concepute de elevi, fapt pentru care a ținut să îi felicite. Felicitări tuturor pentru o expoziție de succes din punctul meu de vedere în acest an de, mare aniversare a Câmpulungului. Sunt convins că este doar începutul pentru voi, dragi copii, într-o carieră lingvistică și academică și științifică și culturală, sau cel puțin eu așa, asta vă doresc. Proiectul inițiat de Școala Gimnazială Nanu Mușel face parte din cadrul manifestărilor dedicate sărbătoririi a 500 de ani de la primul document scris și păstrat în limba română, scrisoarea județului Neacșu. Din cadrul primăriei a fost prezent pentru a înmâna diplomele elevilor consilierul viceprimarului Nicolae Zaharia, Petruț David, cel care se ocupă de întregul program al manifestărilor Câmpulung 2021, Capitala Scrisului Românesc. Felicităm toți elevii care au participat la acest concurs și o să le acordăm o diplomă fiecare. Badea Alexandru. Niță Ianis George. Felicitări. Doare Emanuela. Grigore Daniel. David. Bravo! Bâlcă Daria. Balcă. Este bolnavă. Zafiu Ana. Manu Sofia. Vlădoiu Miruna Ruxandra. Cele mai frumoase și relevante patru scrisori ale elevilor câmpulungeni și alte patru ale elevilor din Brașov vor fi premiate într-un cadru festiv de către administrația locală.
Momentan, cele 8 epistole se află expuse în holul Muzeului Municipal.